Da, suntem în Superliga lui Mitică, acolo unde în Super Social, în aplicație, Dumitru Dragomir, Nea Mitică pariază pentru dumneavoastră. Vom avea astăzi o ediție specială, având în vedere că este pauză în Liga 1 și echipa națională are două meciuri importante cu Germania și Armenia. Vom discuta cu Nea Mitică să vedem care este părerea domniei sale despre aceste două partide. Îi vom da câteva elemente și domnia sa va alege ceea ce îi se pare că s-ar putea întâmpla în meciul. Bun. Ne amintim că pronosticul de tip scor corect, Germania-România, să ne dați un scor corect, ce simțiți dumneavoastră? Știu, e greu, dar ce simțiți? X. Ok, X, dar trebuie să ne dați și scorul. 0-0. 0-0, de ce? Argumentați-ne. O să stăm cu autobuzul în poartă. Așa. Și o să ne apărăm. Dacă putem fugi, putem scoate un rezultat bun. Dacă putem fugi, rețineți ce vă spun. Adică dacă putem să facem pressing, măcar în jumătatea noastră de teren, în partea altă, dacă ne apucăm de pressing în jumătatea lor de teren, ne dau ăștia 6. Da, spuneți că s-ar putea face chestia asta, dar nu uitați că Mirel Rădoi ne-a speriat pe toți cu apetitul lui ofensiv. Credeți că s-a mai maturizat acum ca selecționer? Cred că a prins un pic de experiență și el și a văzut că prima dată îți organizezi apărarea la o echipă și după aia dacă poți să faci ceva cu înaintarea, așa, ai așa mari talente la înaintare, atunci faci ceva, dar dacă nu, te pui pe două linii și... Bine, pe de altă parte, meciul tur ne-au învins la limită, 1-0. Chiar cu Mirel Rădoi ofensiv. Nu poți să iei comparativ meciul care a fost atunci și ce este acum. Nu știi. Nu știi. Dar aud și citesc prin ziare că vor să facă două echipe. O echipă cu Armenia, altă echipă cu... Voi suntem nebuni la cap. De ce, domnule? Toată lumea joacă pe un schelet de echipă, bă, nu joacă pe două echipe. Noi suntem bolnavi la cap. Ce e asta, bă? Ori avem echipă națională, ori avem echipe naționale. Aveți dreptate, așa este. Suntem plecați cu pluta, Doamne ferește, când îi aud, băi, fraților... Dar generația de aur se schimba, cred că un jucător la 10 meciuri. Păi, nene, schimb 1, schimb 2. Maxim, să zic așa, ferească Dumnezeu să schimb 3 jucători. Păi cum, distruge echipa. Nu mai există omogenitate, nu mai există nimic. Parcă sunt cheauni în teren. E adevărat. Domn președinte, ok, spune 0-0X, dar dacă totuși ar fi să se marcheze, în ce minut credeți că s-ar marca golurile? Sau un gol? Sau, mă rog. Cred că între minutul 20 și 30 aici. Sau... Între minutele 50-65, așa. Nemții sau noi? Realistic vorbind. Păi și nemții și noi, dacă m-am apucat să zic așa, X. Așa. Credeți că vor fi penaltiuri sau cartonașe roșii în meci? Nu. Nu. Nu vi se pare o echipă agresivă cu Rădoi, echipa noastră? Ba da, mi se pare o echipă agresivă. Nu știu ce arbitru este. Nu știu, încă n-a apărut. Nu știu ce arbitru, dar dacă avem un englez aici, așa, putem să tăiem lemne puternic în teren, că nu se întâmplă nimic. A, e turcul, Çakır. Aoleu, e periculos ăsta. E periculos, nu? E uitat acum, am verificat. Da, da, e periculos. Dă cartonașe așa în joc de gleznă. Deci credeți că e posibil să fie și chiar și un roșu? Nu cred. Nu? Nu. Bine, nemții știm foarte bine, stau bine din punct de vedere fizic, dar nu sunt foarte agresivi. Ei sunt agresivi. Păi nu, sunt agresivi, dar nu peste regulament mă refer. Nu foarte. Păi n-am văzut, domnul președinte, să ia ruși. Păi de mine, te ia cu fulși cu tot. Bine, la minge. Păi la minge, asta spun, la minge. Depinde și cum interpretează arbitru. Pentru că uitați-vă, nu vedeți, fotbalul nostru este stricat în proporție de 50% de arbitri meciurile. E și asta o discuție amplă și cu VAR-ul. Da, nu se poate. Trebuie implementat VAR-ul ăsta cât mai repede, pentru că clasamentul e fals. Atât de multe greșeli. Da, de sigur că da. Sigur. Da. Bun, domn președinte, v-am pregătit 5 variante, așa cum faceți și la Liga 1. În cazul în care România totuși va reuși să
marcheze. Pe cine simțiți dumneavoastră că ar fi posibil să facă acest lucru? Și v-am dat așa: Yanis Hagi are cotă 12 că marchează, Andrei Ivan cotă 11, George Pușcaș cotă 8, Nicolae Stanciu cotă 10, Claudiu Cheșeru cea mai mică cotă fiind și vârf de careu și a marcat și la FCSB în ultima perioadă, cotă 6.50. O să vă rog să alegeți favoritul dumneavoastră în această situație. Cine? Niciunul. Așa. Ok, niciunul, da? Niciunul. Dar dacă ar fi totuși să alegeți unul dintre ăștia, care e cel mai apropiat de adevăr? Deci nu vă satisface niciun jucător dintre ăștia. Poate Nicolae Stanciu la vreo lovitură liberă sau 11 metri. Bun, deci Nicolae Stanciu este alesul dumneavoastră. Da, Nicolae Stanciu, cotă 10 că poate marca în meci. Bun, mergem mai departe. Credeți că prindem locul de baraj? Care da. Nu e o mare performanță, atenție. Nu e o mare performanță, dar îl prindem sigur. Sigur? Sigur. Ce credeți că se întâmplă dacă, pentru că sunt mai multe variante, dacă scoatem un rezultat bun cu Germania, cum tratăm meciul cu Armenia? Dacă pierdem la scor cu Germania, iarăși altă situație cum tratăm meciul. În același fel. Nu există două feluri. Păi nu știu, poate ni se urcă la cap dacă scoatem un rezultat bun cu Germania și luăm de sus pe armenii. Nu, domnule, trebuie și cu nemții trebuie să jucăm. Poate scoatem un rezultat. Eu am văzut echipe mici bătând echipe foarte, foarte mari. Noi la această oră suntem o echipă mică. Nu ne mai bagă nimeni în seamă. Ne iau de sus. Așa că am putea să scoatem... Bine, Macedonia a bătut Germania chiar în grupă la noi, până la urmă. Legat de ce spuneți dumneavoastră, dumneavoastră. Da. Pe de altă parte, noi avem și istoricul ăsta că reușim un meci bun cu cineva foarte greu, după care mergem pe vârfuri. Nu. Convingerea mea este că la ambele meciuri trebuie să fim... Să luăm jocurile în serios. Cu aceeași echipă. Cu aceeași echipă, o schimbare, două, mai mult nu. Ei bătaie. Face experimente cu Germania și cu ăsta. Ce Dumnezeu, domnule? Se vede aici și lipsa de experiența lui Rădoi, că e încă tânăr. Pentru că 90% din meciurile sale a fost echipa schimbată radical. Atenție! Radical! E tânăr, dar eu am încredere în Rădoi. Ați mai spus că aveți încredere. Dar ce vă face să aveți încredere? De eu știu. A fost fotbalist bun, că a avut antrenori buni. Băiat serios. Un băiat serios. Asta cu meseria învață și el acum. Bine, până la urmă nu-i vina lui că a fost pus în postul ăsta de selecționer. Cine ar fi zis nu? Stai, domne, că nu-ți pregăti, lasă-mă în pace. Dar după rezultatul pe care l-a avut cu Under 21, părerea mea este că merita pus sau merita încercat cu el. Bun. Asta e o meserie, dragul meu, unde îți mai trebuie și puțin noroc, ca să fie foarte clar. Dar zic fotbaliștii bulan, trebuie să simți, astea sunt două meserii într-una, una de selecționer și alta de antrenor. Deci sunt două meserii într-una când vii la echipa națională. Și trebuie adică și să simți jucătorul și după aceea să știi să-l așezi în teren. Spune-ți. Trebuie să simți simbioza între jucători, pentru că, de exemplu, ai un fundaș stâng care pleacă în atac. Da. Trebuie să ai un mijlocaș stâng care vine și ia locul. Corect. În proporție de cel puțin 70% din acțiuni. Corect. Ai un fundaș drept care tot așa pleacă, trebuie să ai un mijlocaș drept care vine și ia locul. Pentru că altfel pe partea aia te face praf. Vin câte doi inși, prind fundașul central și îl măcelăresc acolo. Da. Bun. Ne amintică și un pronostic pentru România-Armenia. Aici nu vrem scor exact, vrem 1-X sau 2. Ce alegeți? 1-solist. 1-solist, România bate pe Armenia. Da. Puteți argumenta și de ce? Pentru că suntem echipă mai valoroasă decât Armenia. Clar. Eu știu ce să zic. Ei sunt pe 2 în momentul de față, un punct peste noi. A fost noroc? Sunt pe 2. Câte nu se mai întâmplă în viața asta? Ce Dumnezeu? Bun, deci mergem la baraj, spuneți în mod normal, și de acolo mai vedem. Păi de acolo, dacă avem noroc și cădem cu o echipă care poate fi bătută, am putea merge la turneul final. Doamne ajută să fie, cum spuneți dumneavoastră. Bun, asta a fost în Superliga lui Mitica. Revenim la ProSport Live.